Bună ziua, l-avem alături de noi pe Victor Panuș, doctor în pedagogie. Doctor în pedagogie și maestru internațional la șah din Republica Moldova. Bine ați venit la noi. Ce doriți de la acest concurs? La acest concurs doresc ca lumea să înțeleagă că șahul un fel de sport care este foarte pentru oameni cu dizabilități necesar, fiindcă șahul, domeniul șahului este gândire, de gândire dezvoltă omul și oamenii cu dizabilități pot practica șahul la nivel profesionist. Dar am înțeles că ești și un mare antrenor. Da, eu lucrez în Republica Moldova antrenorul cu copii la șah, cu copii. Copiii mei au rezultate și modeste, și bune, și foarte bune. Ai copii care merg și la europene, mondiale? Da, am copii care merg la europene, care merg la mondiale. Aici, în turneu, elevul meu joacă, fost elevul meu, Cristi Nicoră. Eu prefer lucrez cu copiii de la 7 până la 12 ani. Anul ăsta am venit cu un șahist din Brașov, șahist se numește Costea Morchidan. Шахисту и невозатор, что ною кудинс фачим лекции де шах прин скайп. Wow, destul de greu. Mă bucur că reușești să faci asta și îți urez mult succes în activitatea ta, Victor. Mulțumesc, îmi pare bine că aici în ore în Arad vin tot mai mult șahist din Republica Moldova. Asta e bucurător faptul, fiindcă la începutul concursului veneau din Moldova șahiști 2, 3, 4, dar m-a venit o delegație întreagă. Vă mulțumesc de ospiție bună!